Prima întrebare, cea pe care o avem cu toții în minte, este: cum e Ecaterina? Ce face? Cum se simte? Ecaterina este acum într-o stare de semiconștiență. Îi spun semiconștiență ca să nu-i spun inconștiență. Seamănă cu coma, dar nu e coma, în sensul că are ochii puțin deschiși, reacționează la diferiți stimuli, cum ar fi durere, înțepare, mângâiere, dar mai ales la stimuli emoționali. De exemplu, reacționează bine la muzica ei favorită și la vocea mamei și la vocea mea. Deci este într-o stare care abia așteaptă mai mult decât atât. Care este muzica ei favorită? Ultima oară, adică în ultimele zile de dinainte de întâmplarea ei, îi plăcea foarte mult Imagine Dragons. Asta este o formație, dar nu prea știu multe despre ei. O știu eu. Ce melodie ascultă? Zgomotoși. Da. Sharks. Da, ea știa și versurile, eu mai puțin. Bun. Deci asta înseamnă stimularea emoțională, stimul emoțional. Da. Muzică și vocea mamei și vocea dumneavoastră. Da. Acum nu știu cum se simte cineva care aude timp de aproape 40 de zile continuu bipurile din ATI. Probabil că alea rămân undeva în subconștient și la toate bipurile din viața ta care mai urmează după asta, tresari. E greu și pentru un vizitator, e greu pentru noi care stăm câteva ore pe zi acolo să suportăm zgomotele respective. Nu știu, poate că te obișnuiești după un timp. Atâta timp cât Ecaterina a stat în comă, nu știm prea multe despre asta și medicii se feresc să ne spună cum se simte un pacient care este în comă, dar există multe mărturii despre oameni care aud aproape tot din ceea ce se întâmplă în jurul lor, chiar dacă ei sunt în starea de comă. Abia aștept să o pun pe Ecaterina să ne povestească. Medicii neurologi spun să nu ne așteptăm la o narațiune prea amplă, pentru că după o astfel de întâmplare urmează și o amnezie care șterge, practic, adică îi limitează persoanei accesul la amintirile acelea dureroase. Slavă Domnului dacă e așa. Dă, Doamne, să fie așa. Cred că nimănui nu-i place să-și amintească 40 de zile de ATI. Ce este de făcut ca ea să se trezească? Ce e de făcut ca ea să se trezească? Trebuie să mergem într-un spital de recuperare. O clinică de recuperare neurologică pediatrică, mai exact. Pediatrică este un cuvânt cheie, pentru că există foarte multe spitale de recuperare unde te duci, să zicem, dacă te doare o mână sau dacă te doare spatele. Dar asta este pentru adulți și în funcție de problemele pe care, de gravitatea și de complexitatea problemelor pe care le tratează, clinicile acestea de recuperare sunt clasificate cu niște indici care pornesc de la A, care înseamnă stare postoperatorie, imediat postoperatorie, și până la E, care înseamnă afecțiuni minore, să zicem, dacă te doare un deget sau ceva de felul ăsta. Asta este ceea ce știu eu despre clinicile acestea de recuperare și clasificarea aceasta este valabilă pentru Germania, pentru că spațiul german l-am cercetat noi în ultima săptămână, încercând să găsim un spital care se potrivește Ecaterinei. De ce Germania și nu România? România, în primul rând. Dar în România, în București mai exact, există un singur centru de recuperare neurologică pediatrică. Copilul nu poate merge la adulți, Ecaterina are aproape 12 ani, deci este încă copil. Copilul nu poate merge la adulți și recuperare neurologică pediatrică se găsește doar la centrul de recuperare Nicolae Robănescu, asta este lângă spitalul Marie Curie, spitalul de copii Marie Curie. Numai că acest centru, surpriză neplăcută pentru noi și pentru alții ca noi, se închide de sărbători, dacă vă vine să credeți. Pur și simplu, timp de 2 săptămâni sau, nu știu, 3 săptămâni, ei sunt închiși. Și am căutat, bineînțeles, o soluție care
un loc în care să fim primiți cât mai repede și un loc în care să nu se închidă în săptămânile următoare, pentru că odată pornite procedurile de recuperare, ele ar trebui să continue, nu? Așa mi se pare logic. Nu poți să faci 2 săptămâni de recuperare, apoi te întorci și mai stai încă 2 săptămâni în pauză. Asta nu-i face bine pacientului. Ce-i trebuie Ecaterinei acum pentru recuperare? Adică la ce ne așteptăm noi ca părinți fără să știm prea multe despre... Și ce zic medicii? Și ce zic medicii? Nu ne interesează ce zic medicii. Nu ne interesează ce zic medicii. Medicii până acum ne-au spus 2 mari minciuni. Prima minciună a fost că Ecaterina va muri în prima noapte și după aceea în primele 48 de ore. Slavă Domnului, n-a fost adevărat. Al doilea lucru pe care ne l-au spus a fost că are o tumoră și că operația va fi complicată și, slavă Domnului, n-a fost așa. Acum, dacă medicii ne vor spune părerea lor, noi n-am vrea decât să se înșele a treia oară, așa că prea curioși despre pronosticurile lor nu suntem. Așa totuși, cât de cât, pentru că nu suntem totuși niște ignoranți, ischemiile care se datorează, adică zonele afectate din creier care se datorează lipsei de oxigen, hipoxia aceasta a fost suferită de Ecaterina în timpul stopurilor cardiace, a avut în noaptea cu criza 2 stopuri cardiace și înainte de stopuri a fost propriu-zis presiunea intracraniană generată de lichidul cefalorachidian care nu mai putea să circule așa cum trebuie din cauza chistului respectiv. Deci, ischemiile acestea nu sunt totuși catastrofale, așa ne zic medicii, ci sunt, ele se vor retrage în timp și toată lumea ne spune, totuși, dacă e vorba despre optimism, următorul lucru. Creierul copilului este foarte maleabil, este foarte modelabil. Deci, putem să ne așteptăm la o evoluție extraordinar de bună. Asta este cea mai optimistă variantă și noi pe asta mergem. Adică noi suntem oameni credincioși. Dacă Dumnezeu nu are nicio șansă, totuși El găsește o cale. Dacă Dumnezeu are o cale, o folosește, evident, sau creează alta miraculoasă. Nu, asta nu e o problemă. Asta nu e o problemă. Noi în biserică ne rugăm pentru miracole și asta așteptăm. Acum, noi nu ne băgăm în planurile lui Dumnezeu sau încercăm să nu o facem. Dar cred că am învățat cu toții din povestea Ecaterinei că miracole există. Da. Da. Miracolele există, sunt sub ochii noștri. Trebuie să le vedem însă. De exemplu, faptul că Ecaterina acum post-operatoriu este într-o comă de 3 săptămâni jumate, aproape 4. Se întâmplă uneori miracole sub ochii noștri într-un ritm atât de lent încât ai zice că este o evoluție naturală. Dumnezeu are delicatețea asta să nu ne bruscheze cu lucruri supranaturale la fiecare pas. Însă lucruri supranaturale se întâmplă la fiecare pas. Ochiul credincios le vede. Mintea credincioasă sau sufletul credincios le știe fără să le cunoască. Adică știe că sunt acolo. De fiecare dată când noi mărturisim, când noi zicem despre purtarea de grijă a lui Dumnezeu, avem încredere în Dumnezeu și nu trebuie să ne asigurăm că Dumnezeu își face treaba. Mie îmi place foarte mult să mă gândesc la relația dintre Dumnezeu și oameni ca la relația dintre tată și copil. Pentru că Dumnezeu, Mântuitorul însuși ne-a spus că așa trebuie comparat. Ba chiar ne-a spus-o într-un mod deloc politicos. Este așa, dacă voi sunteți răi și totuși vă purtați frumos cu copiii voștri, cu mult mai mult Dumnezeu face asta cu voi. Ce se întâmplă în relația copilului cu tatăl lui? Pe linie de încredere, atunci când copilul are o promisiune din partea tatălui lui, el nu-și imaginează că tatăl o să-și încalce promisiunea. Sau atunci când el îl roagă ceva pe tatăl lui, el nu-și imaginează că tatăl nu o să facă ceea ce a fost rugat să facă.
Cu atât mai mult dacă ar fi vorba despre o situație în care copilul are nevoie de protecție. Copilul nu-și poate imagina că tatăl lui sau mama lui nu o să o protejeze. Indiferent ce ar însemna asta, indiferent de costuri sau de riscuri. În mod similar, eu nu-mi imaginez că pentru Ecaterina Dumnezeu nu face ceea ce trebuie să facă. Și aici intervine o altă problemă. Ce trebuie să facă Dumnezeu? După mintea noastră, s-o vindece. Sperăm ca asta să fie și gândirea lui Dumnezeu. Iar dacă gândirea lui Dumnezeu este alta, ce vă spun eu acum este doar din gură, nu și din suflet, o să încercăm să înțelegem voia lui Dumnezeu. Dar deocamdată noi ne rugăm pentru bine așa cum ne-l imaginăm noi. Povestea Ecaterinei adevărat a făcut așa în conjurul țării, cred că și a lumii, pentru că sunt foarte mulți români peste tot în lume plecați. Și toți am rămas surprinși așa de atitudinea dumneavoastră, n-aș zice pozitivă. Ați acceptat situația foarte... Nu, n-am acceptat-o. Raluca, știi ce s-a întâmplat? Eu nu vreau să par erou, pentru că nu sunt un erou al credinței. Dar dacă vine medicul și îți spune a făcut două stopuri, al treilea este iminent, nu credem că va apuca dimineața. Da, niciun părinte nu-și dorește să audă asta sau ceva similar. Ce a putut să fie în sufletul nostru, al meu și al Cătălinei, soția mea, în noaptea aceea? A fost o noapte lungă. Așteptând pe două scaune, au avut delicatețea și bunătatea să ne pună într-un birou. N-am stat pe hol totuși. Adică am găsit oameni extraordinari la spitalul acesta, Bagdasar Arseni. Și medici, și asistente, și infirmiere, și paznici. E plin spitalul de povești foarte frumoase. Iertați-mă, asta a fost o mică paranteză. Dar în ceea ce vrește atitudinea, când... Bun, au fost câteva ore în care noi așteptam să vină și să ne spună că cel de-al treilea stop s-a produs. Și s-a făcut dimineață și medicii s-au schimbat la ora 7 dimineață și medicul care a venit a preluat cazul și după aceea ni s-a spus că totul este totuși în regulă, atâta cât poate fi în regulă. Și din momentul acela înainte, ce poți să mai zici decât e voia lui Dumnezeu? Așa e voia lui Dumnezeu. Care e voia lui Dumnezeu? Vestea proastă putea să se întâmple, adică pronosticul prost putea să se întâmple, vestea bună a venit în mod neașteptat, vestea bună că copilul a supraviețuit, hai să vedem ce e de făcut în continuare. Deci suntem în mâna lui Dumnezeu, facă-se voia ta, Doamne, nu mai este o acceptare, ci este realitatea însăși. Trebuie să deschizi ochii mari și să zici, da, Dumnezeu, probabil că are un plan, probabil că face asta pentru că are o intenție. Și ne lăsăm în voia lui Dumnezeu pentru că altfel e o nebunie. Ce să faci altfel? Să-ți faci planuri? Să-ți faci gânduri? Cred că mai rău fac. Știi ce se întâmplă atunci când ești într-o astfel de situație? Trecutul, viitorul și prezentul. Comparați-le puțin, puneți-le în relație cu situația. Ești forțat să te, sau ești împins să te gândești la trecut gândindu-te care-i vina ta. Păi dacă ai ajuns într-o astfel de situație dramatică, păi ce, copilul nu a dat niciun semn, până atunci toată lumea ne-a întrebat. N-a dat niciun semn că are o astfel de tumoră în cap, în creier? Da. Nu a dat niciun semn decât câteva dureri de cap în zilele anterioare pe care le-am tratat așa cum tratează orice părinte matur situația, adică întâi calmante, după aia oftalmolog, după aceea orele și după aceea neurolog. Și criza s-a întâmplat în cabinetul, înainte de a ajunge la cabinetul neurologului. Deci a fost imprevizibil. Și totuși n-au existat alte semne. Am clarificat că nu. Și totuși îți vine să te întorci în trecut, punându-ți mereu aceeași întrebare. Cum aș fi putut să preîntâmpin asta? Cum de s-a întâmplat asta tocmai cu mine? Tocmai cu copilul meu, al nostru? Dacă te duci în trecut, înnebunești.
Dacă te duci în viitor, întrebarea care te duce în viitor este cum o să fie? Care sunt variantele? Iar înnebunești. Pentru că sunt multe variante neplăcute, dramatice. Și încerci să te pui în situația diferitelor ipoteze pe care le ai în față și îți dai seama cât de greu ți-ar fi în fiecare dintre ele. Păi nici în trecut, nici în viitor. Ce să rămâne? Îți rămâne următorul lucru. Prezentul? Cum este copilul acum? Iar îți vine să te duci în trecut. Cum era copilul? Cum era? Cum este? Cum era ieri pe vremea asta? Cum era ieri pe vremea asta? Păi ne certam că nu făceam temele. Sau jucam șah și eram fericiți. Sau ascultam niște Pentatonix. Și asta îi plăcea Ecaterinei, Pentatonix. Da. Îi place Ecaterinei și Pentatonix. Iarăși nu trebuie să te duci în trecut. Trebuie să vezi prezentul. Cum este acum copilul? Este așa cum este. Acceptăm asta și vedem ce avem de făcut de aici înainte. Asta trebuie să faci. Trebuie să rămâi în prezent. Și tot prezentul este clipa rugăciunii. Asta este ceea ce am descoperit noi în ultimele 5 săptămâni. Puterea rugăciunii făcută acum, acum, acum. Acum, ce ai tu de făcut acum mai urgent decât rugăciunea? Păi, nimic. Aș putea să mă duc să stau pe capul medicilor să-mi mai spună ceva. La ce bun? Ce rezolvi dacă mai afli că i-a mai crescut pulsul sau i-a mai scăzut pulsul sau dacă i-au schimbat nu știu ce tratament? Oricum nu te pricepi la asta? Oricum n-are rost să-i stresezi? Ce ai de făcut tu este să te duci în biserică. Și aici am avut o mare șansă. Șansa noastră a fost biserica de la spitalul, este în continuare, biserica de la spitalul Bagdasar Arseni, care este o bisericuță minunată, minunată, minunată. Oricând deschisă, părintele de acolo, Eugen Cucu, a fost foarte drăguț și ne-a lăsat până seara la ora 9 să stăm în biserică. Și biserica are o pictură extraordinară și mai ales icoana de Isis de pe perete, care ne-a inspirat în toate cele 32-33 de seri de rugăciune continue pe care le-am făcut acolo. A fost pentru mine și soția mea salvator sufletește că am avut acest loc, această biserică, iar pentru Ecaterina cred că a fost un mare, mare, mare ajutor, pentru că grupul de oameni, de prieteni care s-au strâns acolo la rugăciune în fiecare seară, a trimis către Dumnezeu rugăciune, rugăciune, rugăciune și la un moment dat Dumnezeu, așa ne spune Evanghelia, ca la femeia cananeancă, la un moment dat, pentru că e prea mult zgomot, face ce-l rogi. Numai să te oprești odată cu rugăciunea aceea. Bine, că noi nu o să ne oprim, că o să continuăm cu mulțumirea. Abia așteptăm să îi mulțumim lui Dumnezeu pentru miracolul pentru care ne-am rugat atâta vreme. Și acolo v-ați rugat și pentru toți copiii din spital. S-a întâmplat ceva după primele zile de rugăciune, după prima duminică în care Părintele Vasile Ioana a vorbit aici în biserica noastră despre situația Ecaterinei și după ce a invitat la rugăciune intensă. Declanșator a fost un dialog pe care l-am avut cu un domn, o persoană minunată, Ștefan este numele lui, care a venit aici la ușa Sfântului Altar și mi-a spus: Părinte, știu prin ce treceți. Îi zic: mulțumesc pentru susținere. Zice: nu, știu prin ce treceți. Și am înțeles atunci, era și el într-o situație similară. Mi-a zis despre băiețelul lui care este bolnav și cum încearcă să-l trateze de ani de zile și mi-a spus: copila dumneavoastră este durerea dumneavoastră de acum, dar gândiți-vă la multele dureri ale părinților care au și ei copiii, iar dumneavoastră sunteți preoți și sunteți susținut de multă rugăciune, dar noi nu avem pe nimeni care să se roage pentru noi sau aproape nimeni. Și atunci m-am gândit că e foarte mult adevăr în ceea ce a spus omul acesta. Așa că și în rugăciunile pe care le-am făcut acolo și în rugăciunile pe care le-am făcut aici, la biserică, ne-am gândit la mai mulți copii care suferă. Am strâns o mică listă cu
copiii pe care știam noi, prima după Ecaterina fiind tot o Ecaterină. Irene Ecaterina, fiica părintelui Mihail Bucă. Dar și mulți alții, ale căror povești le-am aflat, sunt povești dramatice, sunt povești de viață dură, povești de viață grea, pe care și nu sunt, eu zic povești, dar ele sunt fragmente de viață la care noi nu avem acces, pentru că noi suntem obișnuiți să ne vedem fiecare de drumul lui, mai ales în perioada asta anului, cine se gândește la durerea celuilalt? Te gândești la durerea celuilalt ocazional, când participi la o campanie de strângere de fonduri sau când pui mâna și dai un SMS care aduce niște bănuți pentru o anumită cauză și după aia îți vezi de beculețele de Crăciun, de aprovizionare, de ce mai e de făcut, de ședințele de sfârșit de an de la serviciu, de tot felul de chestii dintre astea de care viața noastră este plină. Acum, să vă zic ceva. Și viața mea și a soției mele era arhie, plină. Știți cum s-a golit? Instantaneu s-a golit. Ce a rămas din viața noastră de până atunci? Prietenii. Doi foarte, foarte buni prieteni ai noștri, Cosmin Pricop, părintele Cosmin Pricop și soția lui Roxana, au fost lângă noi atunci, în momentele în care eram la spital, în noaptea crizei Ecaterinei, și ne-au ajutat, au stat cu noi până dimineață. Și atunci ne-am dat seama că e mare lucru, mare de tot lucru, să te poți baza pe niște oameni care să te susțină sufletește. N-am avut nevoie atunci de alt fel de susținere. Și au fost lângă noi. Și imediat a doua zi s-a aflat, din noaptea aceea, a știut și părintele Vasile Ioana și după ce știe părintele Vasile Ioana, se află imediat. Părintele Vasile știe să coopteze pe foarte mulți alții și n-a fost nevoie decât de câteva propoziții pe care să le audă sau să le citească pe telefon și imediat și-au pus genunchii pe pământ și ochii pe icoană pentru că și-au dat seama că e o urgență. Deci asta a rămas din toată viața noastră de până atunci. Prietenii. Nicio altă grijă. Niciun fel de altă grijă. Aș vrea să mai demontez un mit. O fac cu toată recunoștința de care sunt eu capabil. În spitalul Bagdasar Arseni nu am dat un leu nimănui. Nu sunt obligat să spun asta. Nici nu m-ați întrebat. O spun pentru că trebuie spus. Medici extraordinari, mulți, mulți dintre ei au trecut pe acolo, chiar și cei care n-aveau treabă acolo au trecut pe acolo și ne-au încurajat sau absolut toată lumea care are uniformă în spitalul Bagdasar Arseni știe povestea noastră. Toată lumea a fost extraordinar de amabilă, deosebit de drăguță cu noi și cred că asta i-a făcut foarte mult bine Ecaterinei, că s-a simțit protejată. În măsura în care ea are vreun contact cu realitatea, are amintirea dureroasă a faptului de a sta atâta vreme la terapie intensivă, dar are amintirea plăcută a faptului că toată lumea a tratat-o cu multă simpatie și familiaritate. Și toată lumea s-a gândit la ea. Și toată lumea s-a gândit la ea. Pe noi ne copleșește valul ăsta de susținere. Și nu știm cum să facem, că ni se pare că nu că nu-l merităm. Suntem recunoscători și atât. Dar am vrea să-l direcționăm. Știți, am vrea să nu fie un stâlp, am vrea să fie un arbore. Adică să fie ramificat, să fie ramificată grija asta pe care foarte mulți au îndreptat-o către Ecaterina, să fie ramificată către toți oamenii care au suferințe de felul ăsta. Știți cum este să ai o durere de felul ăsta și să nu o poți împărtăși cu cineva și să ți se pară că ești singurul care o duce și că pe nimeni nu-l interesează? E foarte greu. Asta îți sporește durerea enorm. Iar faptul ca cineva să te susțină, fie și simbolic, fie și numai așa printr-un SMS sau printr-un telefon sau stându-ți alături, pur și simplu alături, în tăcere, pe scaunul ăsta, dacă ar sta cineva 5 minute lângă mine, lângă mine a stat, sunt recunoscător pentru asta, lângă alții însă nu stă. Și ești în durerea ta, ești cu copilul tău bolnav în spital sau acasă, poate că n-ai nici bani să te descurci,
Poate că ceea ce îți lipsește este doar susținerea sufletească, dar nimeni n-are grijă de tine, nimeni n-are timp și resurse sufletești pentru tine. E dramatic, este absolut trist că se întâmplă asta și se întâmplă și asta trebuie să facem în numele Ecaterinei și în numele acestei situații care a venit peste noi de nicăieri, absolut nemotivat după capul nostru. Dar dacă asta ne duce undeva, aș vrea să ne ducă în locul ăsta, în locul în care suntem atenți la durerea tăcută de lângă noi. Da. Cred că asta e lecția. Să te uiți în stânga și în dreapta. Cred că asta este lecția și asta este ceea ce poate să înnobileze toată această durere enormă. Durere și frică și... Da. Și regrete și speranțe și... Dar dacă există un dușman care vine peste tine în aceste momente, în momente cum am trăit și cum trăim noi, dușmanul ăsta este frica. Frica de ceea ce se poate întâmpla. Cum se luptă împotriva acestei frici? Cu credința. Dar credința nu e așa de simplu de trăit când treci prin asta. Dar dacă reușești, te ajută enorm. Dacă reușești, aia este salvarea, credința. Dacă nu reușești, atunci trebuie neapărat să te duci la, cum am făcut și noi, la duhovnicul nostru în primul rând, după aceea la Părintele Valerian Păslaru, pentru că îl admiram de multă vreme și n-am găsit niciodată timp și iată că acum ne-am făcut timp ca să ajungem la el și ne-a încurajat extraordinar de mult, la Părintele Hristostom de la Sihăstria Putnei, care ne este prieten de o viață și care a găsit cuvinte potrivite pentru noi, și la Părintele Vasile Ioana, că este prietenul nostru și fratele nostru, și la mulți alții care te pot încuraja și te pot susține și cu rugăciune și cu har. Harul este ceva foarte important în toată discuția noastră și în toată întâmplarea noastră. Harul lui Dumnezeu este energia lui Dumnezeu care creează și recrează, care purifică, care vindecă, care înnoiește, care sfințește, care desăvârșește. Harul lui Dumnezeu, dacă vine peste tine prin sfintele moaște la care te închini, prin icoanele la care te închini, prin biserica în care stai, prin spovedania pe care o faci și împărtășirea pe care o primești, dacă Harul lui Dumnezeu vine peste tine, atunci nu te mai bazezi doar pe propriile tale puteri, pe propriile tale forțe, ci ai o putere din afară, mult, mult mai importantă decât ceea ce ai tu ca rezerve interioare. Știu că la Ecaterina au ajuns și moaștele Sfântului Nectarie și ale Sfintei Ecaterina. A fost un dar mare de tot, pe care l-am primit chiar a doua zi sau a treia zi după criza aceea nebună. Da, multe mulțumiri, multe, multe mulțumiri celor care au făcut lucrul acesta posibil și cred că o să facem, după ce Ecaterina se va face bine și o să pot să-mi dedic un pic de energie pentru asta, o să fac ceea ce trebuie ca să aducem Sfintele Moaște mai mult în spitale. Sfintele Moaște ale marilor vindecători, la care lumea oricum se roagă, adică Sfântul Nectarie, cel mai cunoscut dintre ei, Sfântul Luca al Crimei, de asemenea foarte important, și alții, că nu e drept să-i lași deoparte și de asta nici nu trebuie prea mulți enumerați, pentru că mulți o să rămână pe lângă și nu e bine. Cred că e o mare încurajare pentru noi, a fost o mare încurajare prezența Sfinților Vindecători prin icoane, prin Sfinte Moaște și, în general, prezența preotului în spital. Eu sunt preot și după ce Părintele Vasile a împărtășit-o pe Ecaterina în primele două zile, mi-a spus mie să fac asta și am împărtășit-o în fiecare zi, în fiecare seară,
Și am zis-o, eu cred că în primul rând este tot ceea ce s-a întâmplat bun cu Ecaterina de la momentul crizei până acum este un miracol al Sfintei Euharistiei, în primul rând. În primul rând, dacă Sfânta Euharistie este primită de către cel bolnav, numai să poată să o primească. Despre asta e vorba. Un copil poate să o primească, chiar dacă este în comă. Un adult, dacă a intrat în comă fără să se fi spovedit înainte, nu mai poate fi împărtășit. Dar dacă poți, dacă se poate împărtăși un bolnav, Sfânta Împărtășanie îi face enorm de mult bine. Enorm de mult bine. După aceea a fost un miracol al... Lucrurile astea le-am mai spus, nu spun noutăți, dar trebuie să se audă. Un miracol al lucrării Sfinților, Maica Domnului, prima dintre ei și Marii Sfinți, la care ne-am rugat și în al treilea rând a fost o concentrare mare de rugăciune care a adus către Ecaterina putere multă de la Dumnezeu. Și credem în continuare că acest val de rugăciune care nu a încetat și nu încetează va produce în continuare efecte în starea de bine a Ecaterinei. Spitalul pe care l-am ales noi, de fapt nu l-am ales, ci este singurul spital în care am avut o șansă să ajungem, este o clinică de recuperare pentru copii neurologică de lângă Dresda, din Germania, și factura pe care ne-au trimis-o ei este de 91.000 de euro. Și această factură a fost plătită prin ajutorul unei organizații, dar suma aceasta trebuie recuperată, bineînțeles. În afară de suma aceasta, ni s-a spus că trebuie să ne așteptăm și la alte costuri, nu costuri de cazare, alea sunt implicite și sunt asumate de familie, dar este vorba despre costuri de tratament imprevizibile deocamdată. Așa că trebuie să ne așteptăm la o sumă mare în final, neprecizată încă, dar cu siguranță peste 100.000 de euro. Și asta doar pentru primele 3 luni. Recuperarea unui copil în situația Ecaterinei nu se poate încheia însă în 3 luni. Cel puțin asta este ceea ce știm de la medicii de recuperare pediatrică. Deci vor fi costuri în continuare. Mila lui Dumnezeu este mare și iubirea celor care ne ajută este de asemenea impresionantă. Am primit dovezi concrete de sprijin copleșitoare și suntem recunoscători tuturor celor care ne-au donat sume mici și sume mari. Nu există sumă mică. Fiecare sumă este însoțită de un nume. Numele acela este prețios, este numele unui prieten pentru noi, pentru un frate este. Oricine ne-a donat oricât de puțini bani și oricât de mulți bani. Suntem recunoscători pentru tot sprijinul care ne-a fost acordat și suntem recunoscători tuturor celor care ne sprijină de acum înainte. Concertul acesta, de exemplu, este o dovadă de generozitate pe care o primim cu brațele deschise, cu atât mai mult cu cât Ecaterina i-ar plăcea să fie de față. Îi place foarte mult muzica. Îi place foarte mult muzica corală și muzica a cappella, în mod special. Așa că suntem în mijlocul subiectului. Am văzut că ați făcut și o adresă de mail împreună pentru Ecaterina. Adresa de mail la care se pot obține orice fel de informații suplimentare care ar putea să fie necesare este împreună pentru Ecaterina @gmail.com. Vom avea și o pagină de internet în foarte scurt timp, dacă nu cumva este deja activă, pentru că se ocupă niște prieteni de lucrurile astea, pentru ecaterina.ro, pentru ecaterina.ro și de asemenea, cei care vor să ofere bani din partea firmelor, din partea companiilor, sunt rugați să ne scrie pe această adresă de e-mail ca să le putem trimite un contract de sponsorizare în cazul în care vor să deducă fiscal sumele pe care le oferă. Mai ales că acum la sfârșitul anului știu că se face acest lucru. Da, lucrul acesta se face. De multe ori firmele în decembrie și-au epuizat deja banii pentru sponsorizări, însă am primit și asigurări de genul ne-am epuizat pentru anul acesta sumele care pot să fie
transformate în sponsorizări, dar în ianuarie o să avem o nouă sumă la dispoziție pe care o să vă trimitem. Nu știu cum să mulțumesc. Eu sunt preot și pot să fac asta, pot să îi pomenesc la Sfânta Liturghie pe cei ale căror nume le știm, donatorii noștri pe care îi avem și numele pe care ni le-au trimis, dacă au făcut ceea ce i-am rugat, pentru că îi rugasem și i-am rugat încă de la început să ne trimită pe mail numele celor dragi ca să ne rugăm pentru ei măcar atât. Măcar atât. Oricum, principala noastră ocupație acum, asta este rugăciunea. Deci dacă cineva vrea să o ajute pe Ecaterina, pe lângă sumele de bani care pot fi, încă nu există sumă prea mică, ați spus, rugăciunea este soluția. Ne-am dat seama încă din prima zi că medicii fac ce pot și există lucruri pe care medicii le fac, dar în spatele acțiunii medicilor este harul lui Dumnezeu. Și știm din toată tradiția bisericii că Dumnezeu se răzgândește. Dacă avea un plan și planul ăla este contrazis de o rugăciune puternică, atunci Dumnezeu se răzgândește, își reconfigurează planurile. Uneori Dumnezeu te pune la încercare, îți trimite o situație în viață, o ispită, hai să-i zicem așa, sau o îngăduie în viața ta, pur și simplu ca să vadă care este pasul următor pe care îl faci. Cum reacționezi? Cum folosești o astfel de încercare într-o trambulină? Că orice piedică peste care sari, peste care treci, te obligă să-ți depășești niște limite. Deci încercarea asta prin care trecem noi cu Ecaterina este una eminamente spirituală, nu este un caz medical. Înțelegeți? Totul se desfășoară în perimetrul spitalului, dar situația pare mai degrabă una de natură spirituală și în mod spiritual trebuie abordată. Primul lucru pe care l-am învățat. Smerenie. Că trebuie smerenie, nu că m-am smerit eu pe mine, ci că trebuie să mă smeresc. Și când treci printr-o astfel de dramă, nu mai rămâne prea multă glorie de afișat. Indiferent cine ai fi. Și după aceea, încredere multă în Dumnezeu. Încredere multă în Dumnezeu. Până unde? Până la absurd. Pentru că situația pe care am trăit-o noi în noaptea aceea de miercuri, era într-o miercuri, a fost, după mintea noastră, absurdă. Numesc absurd ceva care este complet în afara a ceea ce te aștepți. Și atunci înseamnă că și spiritualmente trebuie să te duci până la absurd. Adică până acolo unde orice urmă de logică încetează orice logică încetează și ești într-o gândire care nu mai este gândirea ta, este gândirea lui Dumnezeu. Sau încerci să te apropii cât mai mult de ea. Vă zic, eu nu v-aș vorbi așa dacă n-ar fi fost o chestiune de viață și de moarte. Dacă nu ni s-ar fi spus de mai multe ori că Ecaterina trebuia să moară și n-a murit. Și îmi sună în cap din duminica imediat următoare că și coincidența asta mă bântuie. Mă urmărește faptul că a existat această coincidență care ne arată că n-a fost o întâmplare. Acum, eu nu vreau să mă consider alesul lui Dumnezeu, dar coincidențele sunt felul lui Dumnezeu de a ne arăta că este prezent în viața noastră. Și în duminica de imediat după criza Ecaterinei a fost duminica cu vindecarea fiicei lui Iair, o copilă ca de 12 ani. Așa spune Evanghelia, ca de 12 ani și Ecaterina este ca de 12 ani, o să împlinească pe 1 februarie la anul 12 ani. Și cuvintele pe care i le-a spus Mântuitorul lui Iair sunt potrivite mie în primul rând
și multora, nu te teme, crede numai. N-am putut să nu mă tem, dar am încercat să cred și cred în continuare. Dacă se va întâmpla și dacă s-ar fi întâmplat, dacă se va mai întâmpla, pentru că oricând se poate întâmpla ceva foarte rău cu Ecaterina, nu știu cum o să mă descurc, dar deocamdată încerc să nu mă tem și încerc să am credință. O fac și în ascultare față de duhovnicul meu, care mi-a spus asta. Și am constatat cu ocazia asta din nou puterea spovedaniei, care nu este doar iertare pentru păcatele pe care le-ai făcut, ci și energie pentru drumul pe care îl mai ai de parcurs în continuare. Prin spovedanie primești nu doar vindecarea rănilor din trecut, ci și energie pentru ca să mergi, energie, adică har, har, putere de la Dumnezeu, ca să mergi pe calea pe care trebuie să mergi, pe care duhovnicul ți-o imprimă, cu, și el aflându-se sub influența harului lui Dumnezeu. Și atunci când duhovnicul îți spune să nu te temi și să alungi orice gând de felul ăsta, atunci n-ai încotro, trebuie să-l asculți. Cred că acest cuvânt al dumneavoastră o să întărească foarte mult pe părinții care se află în situații similare. Sper. Iar dacă ceea ce am spus eu este neconvingător, este exagerat, este sub imperiul momentelor pe care le trăiesc, atunci îi invit pe toți cei care ne ascultă și care au vreo astfel de durere în viața lor să nu dea Dumnezeu să ai așa ceva în viața ta. Sau ceva care se apropie de asta sau ceva sau vreun fragment de durere de felul ăsta. Să se ducă la duhovnic. Dacă nu au un duhovnic, să-și caute un duhovnic. Să stea de vorbă cu un preot. Să nu amâne, să nu ezite. Să stea de vorbă cu un preot. Vor fi uimiți câte lucruri pot afla de la preot. Nu ce va fi, nu de ce s-a întâmplat, ci cum să faci să rămâi întreg sufletește dintr-o astfel de situație. E vital. O să fiu la clinica din Dresda, alături de Ecaterina și de soția mea, cu foarte multă credință. Le suntem recunoscători celor care au organizat acest concert și care i-au imprimat această destinație caritabilă pentru Ecaterina. Ecaterina va avea foarte mult de mulțumit atunci când va fi din nou printre noi, veselă, spontană, creativă, cu un limbaj foarte, foarte nuanțat și extrem de atentă la extrem de atentă la nevoile celorlalți și la emoțiile celorlalți. Un copil extrem de empatic, Ecaterina. Chiar ne spuneam că e prea multă empatie la ea. Prea mult se gândește la alții, la ce ar gândi alții dacă noi ne-am comporta într-un anumit fel cu ei sau lucruri de felul ăsta. Da, ne dorim pe Ecaterina din nou așa cum a fost. Toată lumea ne spune să nu facem așteptări, să luăm lucrurile așa cum vor veni și cred că este înțelept. Deci, o așteptăm pe Ecaterina din nou printre noi și vom avea mult de mulțumit, dar abia așteptăm.